Lumina Evangheliei la Radio Blaj. O emisiune în cadrul căreia Preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață. Duminica a doua după Rusalia, chemării primilor apostoli. Evanghelia de la Matei, capitolul 4, versetele 18-23. Pe când umbla pe Marea Galilei, a văzut Iisus pe doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacob al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele, și a chemat. Iar ei, îndată, lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Istoria bisericii începe aici, pe Marea Galilei, cu niște bieți pescari. Într-o Galilee departe de puritatea templului din Ierusalim, un teritoriu de confluență a neamurilor, în care se amestecă lumina și întunericul, sfințenia și păcatul, dreapta credință și idolatria. Biserica începe de asemenea cu niște oameni care nu sunt nici experți în teologie, nici foarte pioși și care în momentul în care Iisus îi cheamă nu sunt în rugăciune sau în genunchi, ci încearcă să-și câștige prin munca lor pâinea cotidiană. Cum și-ar fi putut imagina în acest moment cei patru pescari că vor fi vestitori împărăției cerurilor până la marginile pământului? Ceea ce ei fac, în schimb, este gestul clasic ce deschide larg porțile lui Dumnezeu. La chemarea lui Iisus, lasă totul și-L urmează. Asta înseamnă chemare. Asta înseamnă vocație. Și în cazul nostru, paradigma este aceeași. Dumnezeu se apropie de noi, de banalele și obișnuitele noastre vieți și ne cheamă să-L urmăm. Prea puțin contează capacitățile, știința sau situația noastră. Ceea ce contează în primul rând este chemarea Domnului, fiindcă iubirea și îndurarea Lui sunt mult mai mari decât orice mizerie din viața noastră. Dacă ne gândim bine, toată viața Fiului lui Dumnezeu, de la naștere și până la moarte, se împlinește în cele mai puțin probabile locuri. În Betlehem, Iisus se naște într-o iesle, și primii martori ai nașterii lui sunt niște păstori. Pe Golgota, Mântuitorul moare între doi tâlhari, în afara zidurilor cetății. Evanghelia pare să ne spună că nu există situație pe acest pământ care să fie definitiv închisă îndurării Domnului. Un lucru este esențial însă în această dinamică spirituală a chemării. Dacă este adevărat că nicio situație umană nu este prea mizerabilă în fața îndurării lui, nu este mai puțin adevărat că răspunsul la chemare înseamnă schimbare, înseamnă convertire. Versetul care precede Evanghelia de astăzi este cel în care Iisus proclamă: pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor. De aceea pescarii de astăzi își abandonează mrejele și îl urmează. De aceea orbul Bartimeu își leapădă mantia de cerșetor și merge după Mântuitorul. De aceea Maria Magdalena renunță la viața veche pentru a se dedica adevărate iubiri. Cu alte cuvinte, îndurarea nu este nici pe departe un motiv pentru ca noi să continuăm să ne bălăcim în vechea noastră viață și în păcatele noastre, consolându-ne la gândul că Dumnezeu ne iubește oricum. Iubirea lui Dumnezeu este mai mare decât orice căderea noastră, însă El nu ne va forța niciodată. Precum în icoana Învierii, Mântuitorul întinde mâinile sale înspre Adam și Eva, la fel e și cu noi. Avem însă deplina libertate de a apuca această mână salvatoare sau a ne vedea în continuare de viețile noastre. Să abandonăm așadar mrejele acestei lumi, spunând da chemării lui Iisus.
Lumina Evangheliei la Radio Blaj. O emisiune în cadrul căreia Preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață.